Interesul hunedorenilor față de vaccinare rămâne în continuare unul foarte scăzut. Ultimele date oficiale arătând că doar sub 45% dintre aceștia s-au imunizat împotriva virusului SARS-CoV-2. Rata de vaccinare rămâne în jurul acestui procent de o bună perioadă de timp și, după ce luna trecută s-a suspendat activitatea la 6 centre de vaccinare, de la începutul săptămânii viitoare alte 3 vor fi închise, printre acestea fiind și drive-thru din Deva. Începând cu data de 7-a-3-a, pentru că a scăzut adresabilitatea foarte mult la nivelul centrelor de vaccinare, vom suspenda centrele de vaccinare de la Casa de Cultură Centrul Drăgan Muntean, de la Drive-Thru Deva și de la Casa Pensionarilor Hunedoara. Mai rămân active 3 centre din județ, unul la Orăștie și 2 în Valea Jiului, dar persoanele care doresc să se vaccineze o pot face la 79 de cabinete medicale individuale din județ, lista acestora fiind postată pe pagina de socializare a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Mai rămân active centrele de vaccinare din cadrul unităților spitalicești de la Orăștie, Lupeni și Petroșani și, bineînțeles, populația care dorește să se vaccineze va putea să apeleze inclusiv la medicii de familie. Am postat inclusiv pe contul de socializare lista medicilor de familie care au semnat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Sunt contracte pentru acțiune de vaccinare și de testare. Suspendarea activității centrelor de vaccinare vine și pe fondul scăderii continue a cazurilor de COVID-19 din județul Hunedoara, lucru care se petrece de 3 săptămâni încoace. Astfel, dacă punctul record al incidenței de îmbolnăvire s-a înregistrat pe 18 februarie, acesta fiind de 18,34 la 1000 de locuitori, astăzi, 4 martie, rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 6,20 și trendul este în continuare descrescător.